Pentru a veni în sprijinul persoanelor care nu pot suporta costurile ridicate ale facturilor la energie și căldură, statul va oferi carduri în valoare de 1.400 de lei celor cu venituri mici. Slătinenii consideră această inițiativă una extrem de bună pentru cei care nu pot ține pasul cu prețurile din ce în ce mai ridicate ale facturilor. Da, sigur că da. Pentru oamenii nevoiași mi se pare o idee extraordinară. Credeți că îi poate ajuta? Da. Cred că da. Bineînțeles, părerea mea că îi poate ajuta. Cine are venituri ceva mai scăzute, e îndreptățit să primească un ajutor din partea statului. Că... peste și eu și cu cine stau eu avem peste 2000 și cred că nu ne încadrăm să primim așa ceva. Da, foarte bună, da. E o idee foarte bună. Noi da. Nu ne încadrăm, dar e o idee bună. Pentru cei care au venituri mai mici, cred că este o soluție bună, da. Se putea și mai mult, dacă se putea. Mai... era mult mai bine să fie ajutați, că sunt foarte scump și nu se merită să plătesc o grămadă de bani și consumul e același. Normal că ni se pare o idee bună, sigur că da. Ne ajută pe noi cu pensia de 1.000 de lei. Sunt binevenite. Bună pentru cei care au nevoie. Foarte bună. Da. Se simte facturile deja la buzunar ard. Se simte totul. Ajutorul este valabil timp de un an și se va acorda în două tranșe de câte 700 de lei. Oamenii pot folosi acest sprijin pentru orice tip de încălzire și energie electrică, fie că vorbim despre gaze, lemne pentru foc sau centrală. Banii sunt puțin, pensia mică, oricum îi ajută. Așa, dacă nu le dă nimica, vă dați seama că am înțeles acum că după 3 luni vine facturi. Vă dați seama că vine pe 3 luni. Mi se pare corect lucrarea, că s-au gândit la cei care au pensii mici. Mi se pare o idee foarte bună și eu mă încadrez în această categorie, dar nu știu dacă... deci eu chiar n-am auzit la știri că se primesc până în 2000 de lei. Da, e o idee foarte bună. Chiar pe mine cel puțin m-ar ajuta. Sunt costurile foarte ridicate la... Sunt și totul e scump. Viața e așa de grea, nu vedeți? Pentru toată lumea, nu numai pentru pensionari sau nu numai pentru cei care au copii mulți. Pentru toată lumea, viața e grea. Da, e un lucru foarte bun, pentru că sunt mulți oameni care trăiesc greu de tot. Foarte greu. Nici nu vă închipuiți. De acest sprijin vor beneficia pensionarii cu venituri sub 2000 de lei, persoanele cu handicap grav sau anumite categorii de familii defavorizate.